Da, întotdeauna cu Mimi este o experiență. De fapt, fiecare dintre noi am și urmărit-o la televizor când a concurat atunci. Dacă mă întrebați pe mine și, nu știu, cred că sunt obiectiv, ea și fi acordat primul loc. Dar nu cred că despre asta e vorba. E vorba până la urmă despre ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu noi în relația cu cei din jurul nostru. Și trebuie să vă mărturisesc că nu am cum să nu spun că Mimi este o persoană formidabilă, o prietenă, se împrietenește foarte repede. Asta a demonstrat-o și în emisiune, la TV, dar chiar și la noi. Da, acolo în bucătărie se creează așa o atmosferă plăcută, călduroasă și nu-i de mirare că rețetele ei ies așa cum ies și după cum ați văzut și doar ați văzut că au așa un aspect, un design frumos sau care îți creează o poftă de mâncare, vrei să mănânci, da? Dar pe de altă parte vă mărturisesc că am gustat și într-adevăr și gustul și să nu uităm de aspectele nutritive pe care ni le-a prezentat Alex și care până la urmă sunt cele mai importante, că noi despre asta vorbim aici. Apropo de aspecte nutritive și de implicații, pentru că, până la urmă, cum am spus și data trecută, emisiunea nu își propune să dea, știu și eu, soluții, butoane sau altceva, doar să abordăm aspecte legate de diferite planuri care țin de sport și de activitatea fizică. Power Pump. Am fost întrebat la Wellness ce e Power Pump, am mai spus-o și colegii mei, și Alexandru Dinescu, și Ioana Dinescu, de-a lungul timpului. Eu însă vreau să merg să intru puțin în teorie, foarte pe scurs, să analizăm, nu din punct de vedere al efectului Power Pump-ului asupra organismului, ci acum ce se întâmplă cu acest Power Pump, această disciplină. Pentru că noi vedem la sala de forță, la culturism, îi văd pe acei băieți și fete și ridică greutăți imense și sunt ceva așa, o chestie de asta așa mare și el și ei și ele. Dacă mă duc la aerobic, sunt mai slăbu sau așa. Eu aș vrea ceva între, nu? Eu care vreau să încep sportul, vreau să fiu și să se vadă și musculatura, fermitatea musculară, dar în același timp să am și un strat adipos cât mai redus. Aproape de minim. Ei bine, power pump-ul, de fapt, asta face. Se duce și sau merge către acolo unde și vizează toate fibrele musculare din care este alcătuit. Și evident că toți știm, dar nu trebuie să mă reamintesc. Spre exemplu, fibrele cu metabolism predominant, au o clasificare și acum vorbim despre ele, da? Și urmează. Fibre cu metabolism predominant glicolitic. Ce înseamnă asta? Mari producătoare de acid lactic. Am văzut și noi când ne arde ceva, când tragem, nu știu, flexie cu bara pe antebrațului pe braț, 30-40 de repetări, simțim o arsură în biceps, musculatura anterioară a brațului, da, biceps, în principal. Și aia înseamnă că a venit acidul lactic. Foarte pe scurt, acidul lactic vine ca o formă de apărare a organismului asupra efectului, să zic așa, de antrenament, de uzură. Cu alte cuvinte, vine și spune nu mai continua pentru că nu mai poți, nu mai ai substrat energetic. Dar o să vedem, poate o să avem o emisiune dedicată chimiei sau biochimiei și o să vorbim despre exact ce se întâmplă cu acidul lactic și cum se întâmplă. Deci rămânem la fibre cu metabolism predominant glicolitic, capabile de contracții care generează forță maximală a mușchiului. Sunt acele fibre care sunt specifice culturismului, adică o masă mare așa. Ridic greutăți mari și pot să ridic. Fibrele astea. Următoarele. Sunt trei la număr. Fibre cu metabolism mixt, glicolitic oxidativ. După denumire ne dăm seama că avem nevoie și de oxigen. Și aici spune care pot apela fie la calea aerobă, fie la cea anaerobă. Aerob ce înseamnă? O cantitate de oxigen este folosită ca substrat energetic în procesul acesta. De producerea energiei, exact asta ce vă spuneam. Evident că în funcție de durata efortului. Spre exemplu, la atletism, proba de 200 de metri, 200 de metri, putem spune că este un efort, hai să zic că în primele 70 de metri, este anaerob. Oamenii nu respiră decât o dată. Și atât. Și au ajuns la 70 de metri. Da?
Deja până în 200 încep să mai respiri și mai au nevoie și de oxigen. Asta înseamnă că sunt activate și celelalte fibre. Primele au fost de forță, le-au activat. Usain Bolt se folosește numai de el. Bun. După aceea mai încolo, până la 200 de metri, unde e linia de finish, le folosesc și pe celelalte. Deja dacă se mărește distanța, vorbim de atletism, de alergare, circuit, încep și intră exact fibrele, sau intră în contracție, fibrele cu metabolism, a treia categorie, cu metabolism predominant oxidativ, dependente aproape exclusiv de aportul de sânge și de oferta de oxigen. Nu mai pot posesa aici că sunt convins că am spus totul. Cu alte cuvinte, eu mă duc la sală, eu o variantă folosesc un tip de fibre și numai ele. Chiar dacă am mușchi, nu înseamnă că pot să fac să alerg 100 de metri sau 200 de metri. Însă eu nu vreau să fac asta, eu nu vreau să fac numai mușchi, eu vreau să și am mobilitate, să și alerg, să am și coordonare, psihomotricitate, să practic și surfing și ciclism, vreau să mă distrez și la schi și la patinoar, da? Nu vreau numai masă musculară. Bun, atunci hai să facem ceva, să activăm și celelalte tipuri. Și dacă ați asistat vreodată sau ați participat la o sesiune de power pump, o să vedeți că se folosesc greutăți. Dozajul, de fapt, este făcut de așa manieră încât să activeze toate cele trei tipuri de fibre musculare, exact în ordinea pe care eu le-am amintit aici. Cele de forță, după aceea cele mixte, deja după 15 repetări de făcut cu bara, ai nevoie de oxigen, instructorul spune, hai, respiră, respiră, ai nevoie de oxigen și continui și în momentul ăla se arde grăsimea propriu-zisă pentru că intră celelalte tipuri de fibre și, practic, mușchiul este, să zic așa, hai să nu zicem folosit sau uzat sau să folosim o formă mai adecvată. Este lucrat la capacitatea lui maximă, dar este protejat în același timp. E adevărat că trebuie și aici vine rolul instructorilor să educe cumva practicanții în spiritul acesta să se respire foarte mult, dacă, pentru că dacă este o lipsă de oxigen, atunci nu mai pot, am lăsat bara jos și am tendința să spun plec acasă. Nu asta s-a întâmplat la wellness astăzi, am fost surprins, eu, spre exemplu, am febră, acoapse, ceilalți n-au acuzat niciun fel de durere. Bun, deci cam asta ar fi cu fibrele, cum, ce legătură are psihomotricitatea cu, păi e foarte simplu. Eu dacă activez numai acele fibre de forță și sunt mușchiulos, nu mai pot să fac brațul să-l întind încolo. O să fac doar atât. Ei bine, amplitudinea mișcării la nivelul articulației umărului este de până aici, până pe verticală, da? E adevărat, până aici intră deltoidul, de aici în sus bascularea scapulei și de aici până la 90 până la 180, devierea coloanei, pardon, devierea, înclinarea laterală a coloanei vertebrale, e anatomie, fiziologie, nu intrăm aici. Cert este că, din punct de vedere al sănătății pe care noi am vorbit data trecută, să te simți bine anatomic, să nu fii bolnav, trebuie să activate toate aceste tipuri de fibre, în strânsă legătură cu această calitate motrică numită coordonare, care la rândul ei este legată de această psihomotricitate ce presupune conștiința a ceea ce se întâmplă cu mine la un moment dat. Apropo de conștiință, și nu putem să nu îl... V-am promis că întotdeauna pe Lev Tolstoi o să-l luăm cu noi pentru că el o face așa de frumos trecerea de la sport, de la viață cu Dumnezeu, încât n-am cum să-l las acasă, ca să zic așa, prin raft. Și spune așa, mișcarea, lucru fără de care nu putem gândi, înțelege, căpăta conștiința vieții. Deci fără mișcare nu poți să fii conștient de viață, practic. Nu-i decât nălucire. La fel ca atunci când, stând neclintit, în timp ce totul în jurul tău aleargă uniform, ți se pare că totul stă pe loc și tu alergi. La fel se întâmplă și cu esența eului omenesc. Eul, adevăratul eu al omului, e în afara mișcării, spațiului și timpului. Cu alte cuvinte, ce sustragem noi de aici? Eu vreau să am conștiința de mine, iar mișcările pe care le fac, să le fac în strânsă legătură cu acel eu,
în interior. Nu să fac mișcările, dar să n-am conștiința de mine. E foarte important aspectul ăsta. Asta spune Lev Tolstoi. Nu mai poposim aici mult. O să vă mai citesc ceva din el puțin mai târziu.